Mai multe județe au fost lovite în ultimele ore de vijelii și ploi torențiale urmate de inundații și de căderi de grindină. Și în timp ce jumătate din țară fierbea sub coduri meteo de caniculă, în cealaltă jumătate oamenii se luptau cu potopul care a urmat ruperilor de nori. În Gorj, Mehedinți, Cărași, Severin și Vâlcea, zeci de copaci au fost rupți de vântul puternic și au căzut pe carosabil. Canalizările n-au mai făcut față cantității foarte mari de apă, șoselele au fost acoperite de nămolul adus de torenți, iar grindina a distrus culturile agricole. O ploaie torențială a inundat mai multe străzi din Târgu Jiu. Canalizările n-au mai făcut față debitului foarte mare de precipitații. Apa le-a intrat localnicilor în curți, beciuri și chiar în case sau în mașini. Și din bordură îmi plimba apa mașina. Dar asta fiind mai joasă, o plimba apa dintr-o parte în altă. Grindina a distrus în comunele Polovrat și Baia de Fier culturi mari de legume și fructe. Rupere de nori a fost și la Drobeta, Turnu Severin. A plouat cu găleata în toate cartierele orașului și aici apa a inundat străzile. Din cauza cantităților mari de apă căzută pe carosabil, mai multe șosele au fost inundate. Ploaia torențială care a căzut în județul Caraș-Severin, însoțită de rafale puternice de vânt, a rupt crengile mai multor copaci. Un șofer a murit în comuna Slatina, Timiș, după ce s-a izbit cu mașina de un microbus din Bulgaria. A rămas încarcerat și a fost scos cu greu din autovehicul. Cei trei pasageri din microbus au scăpat doar cu răni ușoare. Bărbatul, salariat al MEAI, nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo. În județul Vâlcea, orașul Drăgășan, dar și câteva comune precum Prundeni și Ștefănești au fost măturate de furtuni și de ploi torențiale. Străzile au fost inundate. Meteorologii, dar și hidrologii au emis multe coduri roșii, portocalii și galbene de vreme rea, dar și de inundații pentru mai multe județe.